se audă pe net că și-a lansat Gurzu propriile mărciuri. Hai să vi le arăt și vouă! Studiourile Fixo Pro Pictures prezintă... Dacă răspundeți corect la această întrebare, primiți această țigară, ok? Dar dacă răspundeți greșit, o să trească să vă tai sprânceana. Care este președintele nostru? Nu facem reclamă la candidați pentru președinție, așa că am tăiat răspunsul. Dar altceva mi-a atras mie atenția. Uită-te la fața lui ăsta când se uită la țigară, omul era nefumat de rând bune. Mai avea puțin și curgeau și balele după țigara aia. Vizita lui Ceaușescu în Coreea de Nord. Îmi dați un autograf și mie pe acest steag pe care l-ați iubit? Gurzule, eu nu vorbeam de fake-uri, eu vorbeam de ăla, real deal. A, stai așa. Românie, Românie, cât de dragă mi-ești tu mie, că-am crescut pe iată plie. Îți dai seama ce valoare avea Ceaușescu în Partidul Comunist? Da, ajunseseră norcoreenii să învețe limba română. Bune, astea sunt niște bluși proști, care am luat după pagină. Asta a spus și asta, să se vadă modelul. Niște bluși proști care am luat după o pagină, care când i-am pus pe mine prima oară, s-a rupt asta aici, vedeți? Aia care s-a rupt se numește gaică, p***o! Stai așa, dar eu parcă știu pe asta de undeva. You know, Michel Radoi? Nu înțeleg nimica. Repli, repetă. Se zice repeat. Radoi, you know, Radoi, he's player, football player. From Romania. Radoi! Gică Hagi, salam, Florin, salam! Ce dracu ai putea să ceri de la o cocălăreasă? Bine că n-a zis că a papardit o țancă! Da, boss, și eu zic la Gaica că e proasă, dar ea... era șefa de trib. Hey, bani și cluburi de lux, am făcut senzație peste tot unde ne-am dus. Am plecat în excursie cu clasa. Boss, dar ăștia nu mai sunt buni de mâncat, că i-a tras curentul și au făcut dopuri de ceară în urechi. Dar tu vezi cum le flutură urechile. Și ca să vă fac o surpriză, am învățat să intoneze imnul României atunci când joacă Naționala României de fotbal. Deșteaptă-te, românii, hai mă, gata, că mă dă Vulianul de la FRF în judecat. Ii, eu te lici pe asta, în loc să-și găsească un băiat. Alo, da, băieții din ziua de azi au treabă, să învețe Kimpo. Dar nu mă dacă pe mine mă doare cum să... Dar știți, bă, ești tot de Kimpo. Ești tot de Kimpo, mă. Nu-mi găsi detalii despre locul sau anul filmării, însă sigur a ieșit de mai băiatul din respectivul învățăcel. Fotoliu din odaie și o carte ce-ai lăsat-o pe noptieră. Clipul pe care l-am văzut mai înainte e vechi, dar sigur ăla care învăța Kempo e unul dintre ăștia. Care din ei? Deci, revenind la ideea anterioară, da, există de-astea, că există de-astea.